Bună dimineața și bun găsit la BU. Sunt Sabina Iosub și vă invit să rămâneți alături de mine în următoarea jumătate de oră, căci o să discutăm despre ceea ce va face Parlamentul European în noul mandat. Today here with me in the European Parliament in Strasbourg is Nicolas Gonzalez Casares. Thank you so much for your presence. Thank you again. Congratulations for a new mandate in the European Parliament. It might be an interesting one. It's going to be, and I think it's going to be even more complicated than the previous one, because this legislature we have a very asymmetric geometry in this European Parliament with new forces, new groups, new far-right groups, different far-right groups, and no clear majority. So it's going to be very complicated, of course. You know what you've done during the last mandate and what were the priorities of the European Parliament. In your opinion, what should be put in the first three rows of discussion, let's say? First, I think... For the whole mandate, I mean. For the whole mandate. Yeah. First, we have to remind that the respect of democracy, the respect of the clear rules of democracy. I think we have threats against democracy into the EU and also outside the EU, for example, with the Russian invasion of Ukraine. Of course, this should be important, rule of law. Also, we have to finance and give more strength to the European Green Deal, because I think it's a growth strategy, it's the only growth strategy possible for Europe in these moments. And finally, we have to think in people, in how housing, for example, is affecting people across the EU. We have problems of housing and not affordable prices for new houses in Europe. I think it's a common problem for all European countries, and we have to think on that. You are representing Spain in the European Parliament. What is the situation in your country regarding the way of living for your citizens? I think in Spain was improving in the last years after the pandemic, because we are growing, and we are the one of the biggest country that growing the most in Europe, above more than 2% of the GDP every year, and the next one is also supposed that we are going to grow. So I think it's a good moment for Spain economic view, but we have inequalities. We have certain inequalities, and for example, housing is one of them, how to give good employment, good jobs for young people. This is one of the challenges that we have in Spain. Give opportunities to the young people is the main challenge we have. It is important to understand if the new parliament will also focus on those things that the last mandate was focusing on, like Green Deal, for example, like becoming or trying to consume less in terms of energy, or to have good energy. You've worked on these dossiers. I think we have done a good work, because, for example, we reduced the electricity prices, and now we have an electricity market reform that works and is helping people. And, for example, we can avoid cuts of electricity for energy poverty and people that are suffering with less income in their houses. So I think it was an opportunity to work Europe together to find solutions. As I mentioned before, I think the Green Deal should continue. We can discuss the pace, the rhyme of the European Green Deal, how to implement renewables and how to be more efficient, and also to find new fuels to give power to this transition. But I think it's important not to stop, because our competitors are working also in their own Green Deal. You can see China, you can see USA. They are trying to find solutions for a new moment for energy. So we have to continue on this strategy. I think that we have no other path to decarbonize that go faster for the European Green Deal. What is the biggest danger, in your opinion, regarding this term? The biggest danger for me is always the far right and the illiberalism in democracy. I think that we have to fight together, saying to the people that democracy is not only important,
is because give opportunities, equal opportunities for all the people. They have to feel that. And I think the European Union is also a way to promote democracy in our own countries, saying to the people that we can discuss with people of different places, with different languages, mm-hmm. with different possibilities, and we can put all together and find solutions, common solutions for all the citizens. So for me, the most important is to preserve democracy in the next 5 years. We understand that, for example, the global warming is a problem, and we've seen this summer and what happened during this month. It depends on us to change things or not. Of course, depend on us, but it's not a problem that we can solve in 1, 2, or 5 years. We were saying in the past, climate change, the future of mm-hmm. global warming is now here, and we can feel it, and we can feel the problems that global warming is causing to the people, increasing temperatures across not only Europe, all the places, and also the oceans suffering for these temperatures. So we have in our hands solutions. For example, renewables are a solution. We can be more efficient, consuming less energy, but also we can consume energy that don't produce CO2. We have to bet on that because it's the only solution. And we cannot always look to the others. We have to do our real homework. And is this the decarbonization path, I said before, is the only path to reduce temperatures. But I say, it's not a problem of only this generation. It's for the next generation. So if we stop now, or if we reduce the pace now, other generations are going to suffer more this climate change and the global warming and all the bad consequences that it produces. The last mandate was a very, very complicated one, with wars, with a pandemic, with energy crisis. Are you afraid of this new one? We have. What might be coming next? We have still a war in Ukraine. We have all the problems and the war in Palestine, in mm-hmm. Gaza. So we have remaining some problems. I'm trying to be optimistic, but sometimes it's very complicated. Nobody expected a pandemic, and we had a very hard pandemic. Of course, I don't think it's going to repeat that. But in any case, we have learned a lot, not only from the pandemic or from the inflation crisis, for the war. We have to continue to support Ukraine if we don't want more problems in our eastern countries and in whole Europe. And also we have a possible threat that is that Trump winning elections in USA can complicate also the fight for democracy in Europe. The economic area will be a problem, in your opinion, in the next period of time? Because citizens are feeling all over Europe that they don't have enough money to live, actually. I think inequalities growth in Europe during the previous crisis, in the financial crisis. Also, this inflation and pandemic were very hard for the people. But in any case, we had to be more consistent, giving power not only to the people, also to our countries, to invest in real solutions, invest in green technologies, invest in affordable housing. And the fiscal rules cannot be very, very, very strong for the people. Our national budgets, it's true that we had to reduce our debt because we increased our country's debt during the pandemic, and we had to reduce it. But we have to think that we are in a global competition, and our others that are spending a lot of money in investing in digital, in green technologies, we cannot lag behind them. What's your message for those who are watching you, and what's your aim for this mandate? For my aim for this mandate is to continue working in all these energy files, in the Green Deal. I will also continue working in health, because health was very important in the previous mandate, but now I think we have to build this European Union for health. But in any case, it's time for democracy.
as I said before, and I think this is the main focus we have to fight in this mandate. Thank you so much. We will for sure meet again. Thank you so much, Sabina. Continuăm discuția chiar acum cu un europarlamentar din România. Iată. Danica, europarlamentar SND, este alături de mine la această oră, PSD la nivel național. Mulțumesc foarte mult, domnule Nica, pentru prezența dumneavoastră. Și eu mulțumesc, mă bucur să vă revăd și salut și pe telespectatorii dumneavoastră și ai noștri. Felicitări pentru un nou mandat pe care l-ați obținut aici în Parlamentul European. S-ar putea să fie un mandat cu foarte multe provocări. La ce vă așteptați? Mă aștept ca lucrurile care le-am văzut în precedentul mandat, și anume energia, prețuri, securitate energetică, modul în care industria europeană este ajutată, să fie principalele teme pentru Parlamentul European, pentru Comisia Europeană în primii 2 ani de zile. Și de ce spun acest lucru? Împreună am văzut care au fost provocările și care au fost consecințele unor decizii care nu au fost luate la timp, nu au fost luate într-un mod corect, ceea ce a adus pe de o parte la o explozie a prețurilor la energie. Am văzut cu toții profituri excepționale de sute de miliarde și am văzut o speculă în domeniul pieței de energie cum nu s-a văzut vreodată. Și din păcate o reacție destul de târzie, de exemplu, a instituțiilor europene, mă refer în mod special la Comisie, căci eu mi-aduc aminte reacția pe care ați avut-o în calitate de coordonator al ITRE la tot ceea ce a însemnat criza aici în Parlament și scrisorile pe care le-ați adresat Comisiei. Dumneavoastră ați crezut în mine și în ceea ce spun, dar să știți că prin Parlamentul European n-au fost mulți care să spună, zice, da, domnule, știți că are dreptate, trebuie să luate măsuri pentru că profiturile astea de sute de miliarde înseamnă bani pe care noi îi plătim acasă din facturile noastre, că sunt întreprinderi care au dat faliment, că sunt întreprinderi care au trebuit să ia credite bancare, că n-au putut să-și plătească facturile. A fost o bătălie foarte grea. Dar acum, pe ceea ce mă concentrez, este că acele 723 de cazuri care au fost până în momentul acesta la nivelul european, nivelul Uniunii Europene, de fraude în domeniul facturilor la energie electrică și la gaze naturale, să avem rezultatele. Și am mai spus un lucru și îl repet. Vreau să văd primul director general de companie care plătește amenda de 5 milioane de euro. Doar atunci și doar și numai atunci toți se vor gândi de 3 ori înainte să facă vreo chestiune care să aibă legătură cu piața corectă și cu modul în care ar trebui să trateze piața europeană a energiei și a gazelor. Și a doua chestiune, vreau să văd banii înapoi. Pentru că dacă sunt 200 de miliarde de euro, cifra care este vehiculată în acest moment, bani care au fost luați din buzunarul meu, al dumneavoastră, al celor care ne privesc sau a firmelor europene, banii trebuie să le vină înapoi. Cei care au furat banii trebuie să le asigurăm că îi dau și înapoi. Cum? Creăm un fond din acești bani, prin dăm creditare pe facturi, adică omul să nu mai plătească factura acasă, la energie, la gaze, până la suma care îi se cuvine și care a fost luată necuvenit. Și a treia chestiune, vreau o piață, vreau o bursă a energiei și a gazelor din Uniunea Europeană. Singura entitate importantă în această lume care nu are o bursă este Uniunea Europeană. Vă vine să credeți. Dar știți de ce? Pentru că dacă am avea o bursă, prețurile ar fi stabilite transparent în funcție de cerere și ofertă și am ști și noi cine sunt ăia care sunt acționari pe la firmele astea care fac profiturile astea excepționale de 200 de miliarde de euro. Am ști și noi că se aplică reguli bursiere. Regula îmi spune că dacă prețurile cresc foarte mult, trebuie să oprești tranzacționarea. Și am ști și noi cine și cu și în ce condiții face aceste profituri, dacă ele sunt profituri excepționale, ceea ce nu vreau să se mai întâmple, pentru că eu cred că profituri excepționale în domeniul de energie nu au ce să caute. Sunt multe măsuri pe care Uniunea Europeană, sigur, cu acordul statelor membre, le-a decis pentru tot ceea ce înseamnă zona aceasta de energie. De exemplu, știm foarte bine, în România trebuie să tăiem tot ceea ce înseamnă combustibil vechi, da? Cărbunele ar trebui scos complet în perioada următoare. Suntem în stare, la nivel național, să facem asta sau mai sunt negocieri pe care ar trebui să le ducem aici să mai căpătăm niște timp? Prima obligație pe care România și Uniunea Europeană este de a asigura securitate energetică. Uitați-vă acum când vorbim, e caniculă, da? Cod roșu. Păi au repornit toate centralele pe cărbune. Ce înseamnă acest lucru? Că noi nu suntem încă pregătiți să renunțăm la aceste capacități de producție, pentru că altfel mai avea blackout. Blackout înseamnă că nu mai are energie nimeni. O, asta pe de o parte. Pe de altă parte putem ajunge la prețuri, cum au fost prețurile zilele trecute, 700 și ceva de euro megavatul. Este enorm. Cineva plătește prețul ăsta. Și atunci, ca aceste lucruri să nu se întâmple, trebuie să făcut acel plan care să spună
ce se întâmplă în următorii 5 ani, ce se întâmplă în următorii 10, ce se întâmplă în următorii 15 ani. Uniunea Europeană nu impune nimic niciunui stat membru dacă securitatea energetică este afectată. Deci dacă securitatea energetică nu este cea care trebuie să o avem, atunci nicio măsură care se prefigurează sau care este pusă în acest moment pe masă cu cărbune, cu petrol, cu gaze, nu poate fi luată. Și aici este semnalul de alarmă pentru cei care se ocupă la Ministerul Energiei de acest subiect. Riscul de blackout există, îmi spuneți? Păi, în momentul în care ai un consum care depășește producția cu 1000 de megawați, înseamnă că dacă nu ai de unde să iei respectivii 1000 de megawați, înseamnă blackout. Blackout înseamnă că nu mai poate nimeni să mai folosească energia sub nicio formă. De asta sunt și aceste comandamente permanente în fiecare zi la Ministerul Energiei, Dispeciatul Energetic Național, pentru că ceea ce înțeleg este să vadă cum sistemul poate să fie echilibrat și în același timp să se evite acele consumuri care sunt foarte importante de orele de vârf. E aer condiționat la 42 de grade la când e afară, în casă poate să ajungă la 45. Oamenii nu mai pot să supraviețuiască. Este o chestiune de viață și de moarte. Deci nu poți să-i spui să nu folosească aer condiționat. Ce trebuie să facem noi? Să asigurăm energie electrică de care el are nevoie pentru ca să poată să aducă aerul la o temperatură care să-i pună viața în pericol. Și aceste lucruri sunt importante și trebuie făcute, dar pentru asta trebuie făcute. Da drumul la investiții, da drumul să terminate hidrocentralele alea care sunt 95-98% care nu sunt terminate nici în acest moment, da drumul ca aceste hidrocentrale, culmea, vin să ajute și partea de eoliene și de solar, pentru că în momentul în care nu ai vânt sau nu este soare, cineva trebuie să producă energie electrică. Și doar hidrocentrale sunt cele care au capacitatea aceasta de a magazinează apă și produc energie electrică. Deci toate sunt legate. Capacități noi, să face investiția de la Mintea, care este o investiție iarăși importantă, care va veni cu un raport important pentru sistemul energetic național. Dar cei care ne privesc trebuie să știe că toate aceste măsuri sunt făcute, sunt luate, ca ei să poată să beneficieze de ce? De ceea ce au nevoie. Ce au nevoie? De energie care să fie energie pe care să o aibă la dispoziție atunci când au nevoie de ea și la un preț care să fie un preț care să fie un preț corect. Pentru că, știți, omul nu-i place să fie furat. Iar când nu-i place să fie furat, vrea să știe, domnule, prețul este corect. Și cineva trebuie să-i garanteze că este corect, dacă cineva l-a furat, vrea să știe că este pedepsit. Este simplu. Trei priorități pentru Parlamentul European, noul Parlament, în opinia dumneavoastră. Deci, v-am spus despre energie, vreau să vă spun și despre partea de industrie. Cred că una dintre, sau tema principală pe care o avea Comisia Europeană în nou program de acțiune, va fi reindustrializarea la nivelul Uniunii Europene. Pentru că am fost naivi, am închis și am pierdut multe capacități de producție, crezând că dacă vom importa ceva, de exemplu oțel de prin China, Turcia și așa mai departe, acest lucru va fi benefic. V-am dat exemplu cu oțelul că sunt din Galați. Uh-huh. Și în continuare importăm produse din afara Uniunii Europene, produse din oțel, care vin fără, bineînțeles, ei nu produc acolo cu taxe de bioxid de carbon. La noi producem cu 40% taxe pe bioxid de carbon. Și este evident că prețul nostru este mai mare. Dar această situație este la nivelul Uniunii Europene. Și acest am cerut, puneți ordine, opriți importurile care nu au legătură cu partea de competitivitate, de competiție corectă. Pentru că dacă eu plătesc taxe 40%, iar cel din Turcia sau din China sau din India sau din Vietnam nu plătește 40% taxe, pe cum o să fie competiția corectă? Ca și cum alergăm 100 de metri, mie îmi leagă cineva un bolovan de un picior și spune și acum hai să vedem care fuge mai repede. Păi nu-i corect. Există un mesaj pe care vreți să-l transmiteți celor care vă urmăresc acum cu privire la ce așteptări să aibă din partea acestei noi delegații de 33 de români? Eu cred și sunt convins că vom reuși ca pe subiecte care sunt importante pentru România, fie că vorbim de industrie, fie că vorbim de agricultură, fie că vorbim de drepturile sociale ale românilor, salariu minim și celelalte lucruri care țin de un nivel de trai decent, vom reuși să avem o poziție care eu îmi doresc să fie de 33 de voturi în favoarea pozițiilor române. Ar fi o premieră. N-au fost niciodată 33. Au fost foarte departe, acum două mandate, am fost aproape mandatul trecut, poate reușim de data aceasta ca să avem toate cele 33 de voturi pentru pozițiile care sunt importante pentru România și pentru români, pentru că asta vor să vadă. Domnule, politica o faceți voi pe acolo, vă jucați cum vreți voi între voi, dar când e vorba de mine, de român și de România, vreau ca toți să aveți aceeași poziție. E România puternică la nivel european?
Este puternică, este și respectată. Și să știți că am făcut eforturi mari ca să convingem că suntem o țară care merită să fie respectată, românii merită să fie respectați. Sper că până la sfârșitul acestui an să avem rezolvată și problema Schengenului terestru, pentru că este ultima umilință la care eram supuși noi românii. Și sper ca tot ceea ce înseamnă proiecte importante pentru România să fie pe agenda Comisiei Europene. Avem acum problema din agricultură. Sunt peste 2 milioane de hectare care sunt calamitate. Avem nevoie de ajutor, avem nevoie de fonduri de ajustare la globalizare care să vină să dea bani României, să putem să dăm celor care sunt în agricultură, pentru că altfel vom avea o situație absolut critică. Când spun critică, sunt 200.000 de firme în agricultură care în acest moment au probleme mari în a-și plăti ratele, fie că sunt la, rate la bancă, rate de leasing pentru utilaje și așa mai departe. Deci o situație absolut groaznică. Mulțumesc foarte mult, Danica, pentru prezență. Și mulțumesc frumos pentru invitație. Voi rămâneți pe Antena 3 CNN și nu uitați că ne revedem și sâmbăta viitoare la 9:30. Cu bine și sănătoși să fim!